Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Iată ce spune părintele arhimandrit Elpidie Vaianakis despre ce urmează după războiul din Ucraina. Interviul părintelui Elpidie cu Stefanos Damianidis, apostol de Radio Focus FM, Salonic, din data de 8.3.2022. Părinte Elpidie, bună ziua, binecuvântarea dumneavoastră. Bună dimineața la toată lumea, fie ca toți să avem binecuvântarea lui Dumnezeu, copilul meu, cu toții. Și pentru că soția ta are ziua de naștere, dar și tuturor femeilor lumii le doresc să devină cele mai dulci ființe materne, care vor odihni pe Dumnezeu cu dulceața, tandrețea și afecțiunea care caracterizează femeile, și pe soții lor să le dea putere și curaj, dar și pe copiii lor, de care avem nevoie pentru a-i face îngeri pe acest pământ. Pentru că prin cursul angelic al copiilor lor, lumea va avea întotdeauna pace. Copiii noștri, copiii noștri, fie ca lumea să aibă mereu pace prin pruncii angelici, Doamne ajută! Bineînțeles, acum lumea e în război, părinte Elpidie. Da, da, copilul meu, e un fapt, dragul meu Ștefane, că întreaga lume în acest moment este foarte speriată, foarte înspăimântată, simțind că acest război din Ucraina poate să scape complet și să se dezvolte într-un al treilea război mondial, într-un mare conflict între Rusia și Europa, America și NATO. Dar există câteva întrebări. De ce are loc acest război? Cine se află în spatele războiului și cine îl folosește pentru a realiza marile proiecte globale? Ce urmează după războiul din Ucraina? Cândva Sfântul Paisie a profețit că Europa va fi destrămată și că va fi destrămată de proprii prieteni America și Anglia. Ne întrebam cu toții atunci cum s-ar putea face asta, cum suntem în proces de împlinire a acestei groaznice profeții a Sfântului Paisie. Dar să o luăm de la început, ca să înțelegem mai bine tot ce se va întâmpla. În spatele a tot ce se întâmplă în jurul nostru în ultima vreme, dragul meu, la nivel global, fie că se numește sănătate cu cunoscutul virus și cu vaccinurile lui, fie că se numește războaie, începând din Siria, așa cum în Ucraina, fie că se numește o recesiune economică globală, care se va răspândi ca un coșmar peste toată lumea, în spatele tuturor acestor lucruri, repet, se află o putere globală teribil ascunsă. Este celebra Pentarhia Întunericului, o organizație secretă formată din 5 familii dedicate în totalitate cultului lui Satan, care au bogății și control nespus prin bănci și mass media în toate statele și în toate puterile, în economie, sănătate, politică și religie. Scopul Pentarhiei Întunericului e de a stabili un guvern mondial și o religie mondială, având ca lider ecleziastic pe profetul mincinos Antichrist. În planul de bază pe care ea acum l-a întocmit pentru realizarea deplină a scopurilor sale se află distrugerea completă a tuturor națiunilor, astfel încât să nu existe reacție și rezistență împotriva ei de nicăieri. De fapt, chiar dacă pare incredibil ceea ce vă voi spune acum, planurile sale destructive includ Europa și America, și asta pentru că nu vrea să existe un stat sau o coaliție de state care să aibă un curs diferit de ceea ce determină aceasta. Din acest motiv, dragul meu Ștefan, au plasat ca conducători de popoare oameni desemnați, pioni orbi, oameni marionete, de altfel îi vedeți și voi toți, care nu vor ezita în fața jurămintelor satanice pe care le-au dat înaintea ei, a Pentarhiei Întunericului, să devină criminali nemiloși chiar și a popoarelor lor, să țineți minte asta. Însă acum suntem în punctul în care profeția Sfântului Paisie se împlinește în cel mai de necrezut mod pe care cineva l-ar putea gândi. Pentarhia Întunericului folosește pe anglosaxon, pe America și Franța drept consumabile pentru a provoca înainte de distrugerea lor, distrugerea Rusiei și a Europei. De ce vrea să o distrugă pe Rusia? Pentru că Rusia e singura țară care, datorită religiei și a spiritualității sale diferite, iar acum datorită președintelui ei Putin, a luat atitudine împotriva ei, provocând în mod deschis familia de vârf Rothschild. Pe Europa vrea să distrugă din alt motiv. Europa Unită, sub conducerea Germaniei, începuse să se dezvolte într-o nouă putere mondială, de altfel am văzut cu toții, cu un comportament politic autonom și cu distanțare față de planuri ale Pentarhiei. De altfel, în ultima vreme, bunele relații ale Germaniei cu Rusia, care ar fi făcut din ei împreună o forță înspăimântătoare, așa cum se reflectă în conducta comună care urma să lege Rusia și Germania, dar și alte evenimente, i-au deranjat foarte mult. Toate acestea trebuiau să înceteze. Din acest motiv, Anglia a părăsit rapid nava Europei Unite, deoarece în ea nu a reușit să înlocuiască Germania și să devină ea însăși Anglia forța principală a Europei. Deja războiul era inevitabil. Acum războiul a început și evenimentele se vor desfășura cu viteza fulgerului. Războiul Rusiei cu Ucraina va căpăta dimensiuni mai largi și se va răspândi în toată Europa.
NATO va avea o parte activă, dar va număra mari înfrângeri. Toate țările NATO vor fi forțate de tendințele criminale ale Americii să participe la acest mare război, război care le va distruge. Așa vom înțelege cuvintele ciudate pe care le-a spus cândva Sfântul Paisie unui grup de americani care îl vizitaseră în Sfântul Munte. Știți ce le-a spus? Americanii criminali de popoare, și apoi a tăcut. În acest război nu va exista niciun stat care va scăpa. Unele state din nordul și centrul Europei vor fi complet distruse și șterse de pe hartă. Altele vor fi divizate în mai multe state mici în care conflictele civile vor continua. Altele vor deveni vaste zone pustii. Acestea în ceea ce privește Europa, pentru că în Est vor fi altele la fel cumplit de mari. Acum războiul, sângele, foamea, întristarea și durerea de neimaginat se vor răspândi cu o viteză fulgerătoare peste toate satano-subjugatele state creștine ale Europei, care au subjugat adevărata credință și valorile morale ale Evangheliei în alegerile satanice ale lui Lucifer. Niciun conducător ecleziastic, dragul meu Ștefan, n-a avut îndrăzneala și curajul creștin să se opună, să reacționeze și să-L mărturisească pe Hristos. L-au trădat pe Hristos și au negat adevărul Evangheliei. Și nu numai că l-au trădat, dar au îndrăznit cei mai rău. Au încercat cu amenințări și șantaj să-și impună trădarea și către turma lor. Astfel au provocat nu numai întristarea lui Dumnezeu, ci și mânia sa divină pentru cea mai mare trădare a lor de a nega sfințenia și firea nestricăcioasă a Sfintei Împărtășanii. Toate acestea, dragul meu Ștefan, sunt a doua față a monedei, adică baza spirituală a faptelor, dar și interpretarea pentru catastrofa mondială care urmează. Conducătorii ecleziastici, acceptând cu ușurință și fără reacție toate acele legi antichriste și satanice, legiferate de liderii politici, catalizând astfel bazele fundamentale ale creștinismului, au provocat confuzie și dezorientare creștină, miriadelor de suflete nevinovate. Acum Dumnezeu le va permite lor și nouă să vedem efectele devastatoare ale acestei lipse de respect. Epoca modului creștin fals în care am trăit și încă trăim cu toții se apropie de sfârșit. A început vremea când neghina va fi complet separată de grâu. Au început cele patru paști critici prin care totul va fi judecat. Primul paște al puținei credințe a trecut. Nu uitați că anul trecut aici în Grecia am schimbat chiar și ziua învierii și în loc de duminică am sărbătorit-o sâmbătă. Urmează cel de-al doilea paște de foc și sânge. Al treilea paște de foamete, sărăcie și faliment va fi de acum vizibil. Al patrulea paște al cunoașterii și al adevărului va fi impus din ceruri. Dar până la ultimul paște, dragul meu Ștefane, când cu toți îl vom sărbători cu adevărat și liber pe Domnul nostru, pe un pământ plin de ruine și ars, Domnul va arăta întregii lumi cine este acela care stăpânește cu adevărat lumea. Nimeni nu se îndoiește că ceasurile pe care le trăim sunt foarte critice. Tot ceea ce am menționat ar merita dacă ne-ar ajuta pe fiecare în viață dintre noi să ne pocăim de greșelile noastre și să ne schimbe modul de viață. Să ne întoarcem aproape de Dumnezeu și să-L acceptăm ca părinte și conducător al vieții noastre. Însă, din această pocăință nu trebuie să lipsească nici arhierei, mai ales cei care fie din puțină credință, fie din lașitate, fie din înșelăciunea și șantajul politicienilor, au fost ademeniți și au procedat greșit în ceea ce privește adevărata credință și în detrimentul turmelor lor. Așa cum păcatele părinților pot afecta sufletele copiilor lor, tot așa, dragul meu Ștefan, trădarea, lașitatea și nepocăința conducătorilor spirituali ai bisericii, pe lângă distrugerea lor spirituală personală și iadul, îi pot distruge și pe copiii spirituali. În aceste vremuri atât de cumplite, când pacea dispare și se pregătește o mare catastrofă mondială, să avem măcar înțelepciunea elementară de a ne pocăi noi toți, clerici și laici, creștini de rând și arhierei, pentru ca Domnul să aibă milă de noi. Și doar cinstiții noștri părinți, sfinții arhierei, dacă se vor pocăi, vor provoca intervențiile miraculoase ale Domnului nostru Iisus pentru salvarea nu numai a creștinilor, ci a tuturor oamenilor. Dacă nu se întâmplă acest lucru, nu îmi pot imagina lucrurile catastrofale și oribile care se vor întâmpla din cauza necăinței noastre. De azi, dragul meu Ștefan, prin intermediul postului tău de radio și în fiecare zi aș invita pe toți bărbați, femei, copii să unim rugăciunile noastre către preamilostivul Dumnezeu împreună cu rugăciunile către preamilostiva Maica Domnului, care prin sfintele sale icoane plânge în fiecare zi pentru noi și ne roagă să ne pocăim
ca să poată să ne mântuiască de marele rău. Tu ce zici, copilul meu? Voi fi de acord cu dumneavoastră, voi fi de acord cu dumneavoastră, dar mă gândesc, chiar suntem atât de aproape? Suntem atât de aproape de, nu știu, sunt foarte trist pentru că vă aud spunând că Europa va dispărea, va dispărea. Europa nu va dispărea. Unele state vor fi șterse de pe hartă, dar Grecia? Grecia, copilul meu, am o altă imagine despre țara noastră. Referitor la Europa, trec într-una prin fața ochilor mei imagini cu ruine. Pentru Grecia trec în continuu prin fața ochilor imagini de foamete, foamete, foamete de neconceput. Adică odată mă gândeam la patria mea și mă rugam lui Dumnezeu, adică oare ce se va întâmpla? Și am simțit, de parcă am văzut un om ținând o bucată de pâine și alți oameni alergau la el să o ia ca să o mănânce. Și din greșeală i-a căzut bucata de pâine și toți au sărit ca găinile la firimituri ca să ia această bucată de pâine. Și am spus, Doamne, nu știu ce înseamnă această imagine pe care o văd, dar simt ceea ce vrei să-mi spui. Simt ceea ce vrei să spui tuturor copiilor tăi, că te-au abandonat pe tine care erai dăruitorul vieții. Acesta ești tu care ne dădeai totul și acum, abandonând înțelepciunea care este darul tău, am îmbrățișat nechipzuința. Am îmbrățișat nebunia și vom vedea multe lucruri rele. Îmi dorești, Ștefane, ca aceste imagini să fie false. Măcar să nu fie adevărat ceea ce spun, dar dacă este adevărat, mi-e foarte teamă că vom suferi foarte mult. În acest moment, din păcate, liderii psihopați vor trăda țara noastră. Așa cum au trădat-o de sus, acum o vor trăda și din dreapta și de jos și din stânga și vor încerca să o facă mică, mică și neînsemnată. De altfel, așa este folosită de marile puteri. De fapt, asta au jurat. Să distrugă patria noastră, să nu mai existe. Dar în acest moment ceea ce mi-aduce bucurie este că Maica Domnului stă deasupra acestei țări și datorită numeroaselor rugăciuni ale oamenilor evlavioși o ocrotește îmbrățișind-o precum o mamă și îmbrățișează pruncul. Și simt că nu le va permite să meargă mai departe de ceea ce ea a trasat. Astfel întristarea mea ar fi constantă. Altfel întristarea mea ar fi constantă să văd toată această urâțenie trecându-mi prin cap prin aceste imagini pe care le văd. Dar mai am o altă bucurie. Această bucurie este cea care îmi dă puterea să strig la mine și să-mi spun: rămâi în picioare, Elpidie, nu te descuraja. Nu te lăsa copleșit de imaginile pe care le vezi, pentru că sunt multe suflete ascunse care îl iubesc pe Dumnezeu. De fapt, acum, în ultima vreme, ei îl iubesc ca pe tatăl lor, în timp ce mai întâi îl iubeau ca pe creatorul lor, ca Dumnezeu și creatorul lor. Acum ei îl iubesc ca pe tatăl lor. Și foarte multe inimi de mamă, așa cum spuneai la început despre aceste ființe minunate, femeile, precum soția ta, care îi dorim la mulți ani, dar și tuturor femeilor, vor exista astfel de suflete de mamă, precum Fecioara Maria și prietenele ei, precum Marta lui Cleopa, Salome, care l-au iubit pe Iisus nu numai ca fiu al Fecioarei Maria, ci și ca propriul lor fiu. Nu știau că El este Dumnezeu și l-au iubit foarte mult ca pe propriul lor copil. L-au adorat și au devenit primele sale ucenice. Astfel vor exista și acum nenumărate suflete feminine care cu multă dragoste și multă tandrețe nu îi vor mai vorbi lui Hristos ca la Dumnezeul lor, ci îi vor vorbi ca la împăratul inimilor lor. Și o putere atât de formidabilă a iubirii va intra în inimile lor încât în fiecare zi vor lua un metanier sau vor sta singure în fața icoanei lui Hristos și vor spune: Dulcele nostru împărat, noi ție îți dedicăm sufletele noastre și acum te implorăm, salvează-ne pe noi toți și țara noastră. Părinte Elpidie, acum poate ne aud, ne ascultă mii de oameni din toată lumea și aceasta e partea bună a tehnologiei. Unii s-ar putea gândi ce vorbește părintele Elpidiei. Acestea sunt deciziile oamenilor. Putin va decide, Biden va decide, Mitsotakis va decide. Acestea nu pot fi decizii ale atotputernicului. Dumneavoastră ce le-a spune? Aș putea să vă spun cu fapte așa cum le interpretează Sfânta Scriptură. Politicienii, copilul meu, interpretează totul cu analize politice, adică diversi experți cu analizele politice corespunzătoare. Dar aceasta nu e singura față a monedei, există o a doua, e partea spirituală a monedei. Aspectul spiritual așa cum îl vede Dumnezeu. Dacă toți aceștia cred că lumea e condusă doar de oameni și că nu există Duhul lui Dumnezeu, nu există Dumnezeu Creator, atunci fac bine și se gândesc așa. Atât de superficial sunt, atât de superficial gândesc. Dar în spatele tuturor întâmplărilor, dacă studiem Sfânta Scriptură, vom vedea că atunci când poporul lui Dumnezeu s-a îndepărtat de adevărata credință și a început să se închine idolilor
Și când au început să se comporte ca în Sodoma și Gomora, adică trupesc, atunci a intervenit Dumnezeu pentru a-i readuce înapoi la adevărata credință și adevăr. Să nu uităm, voi aminti doar acea perioadă a profetului Ieremia. Știi ce a spus profetul Ieremia înaintea însuși împăratului? Împăratul meu, toți supușii tăi au plecat de pe calea lui Dumnezeu. Acum ei iubesc minciuna, răutatea, înșelăciunea și infidelitatea. De aceea Dumnezeu va trimite în curând dușman pentru a prelua orașul, Ierusalimul și statul nostru. Știți ce au făcut? L-au închis, l-au urmărit. Profetul a mărturisit, dar acestea le spunea gura lui de la Duhul lui Dumnezeu. Știi ce s-a întâmplat până la urmă? I-a trimis pe babilonieni care au chinuit foarte mult Ierusalimul. L-au ocupat, l-au cucerit și au capturat ca robi pe conducătorii de seama Ierusalimului, dar și pe oamenii simpli. Cu astfel de întâmplări e plină Sfânta Scriptură. Ei bine, dacă trebuie să mă adresez cuiva, nu mă voi adresa necredincioșilor care nu cred în Dumnezeu, însă mă voi adresa credincioșilor, celor care pot înțelege și le spun: ne-am îndepărtat de Dumnezeu. Și spuneți-mi, o greșeală mai mare acum decât să nu credem adevărurile de bază ale credinței noastre, așa cum este? Vă voi da un exemplu simplu, masculin și feminin. În acest moment ați comentat și lăudat femeile, pentru că este partea feminină a vieții noastre, la fel cum noi bărbații suntem partea masculină a vieții noastre. Toți aceștia care chiar acum scot decrete, chiar și în Anglia, ce cer? Să se anuleze masculinul și femininul. Da, asta cer. Corect, da sau nu? Nu doar prin decrete, ci și prin cutia de prostire, televizorul. Exact. Să spun mai multe, doar un lucru e suficient din lipsă de timp pentru a dovedi că lovim baza vieții noastre, a vieții noastre sociale. Nu există bărbat sau femeie, poți să faci orice dorești, să faci dragoste, orice vrei, să comiți indecență, imoralitate. Știți ce s-a întâmplat cu Sodoma și Gomora, acolo unde era multă imoralitate? Au fost distruse. Atunci de ce mă întreb dacă ceea ce spun eu este adevărat sau nu? Și cu puțin timp în urmă, când le-am spus că va veni un mare rău, mulți râdeau. Acum îl văd, acest rău. Vă dați seama că peste puțin timp nu vom mai avea carburant depus la mașinile noastre. De ce discutați de 2 euro și 2,5 euro? De ce nu comentați că va ajunge la 5-6 euro, ca să nu spun mai mult, și va fi o sumă de neconceput pentru atunci? De ce nu menționați faptul că atunci când Grecia datora mult mai puțin, am intrat în memorandumuri? Acum că datorăm de 4 ori mai mult, în ce plan vom intra? Vă spun eu în ce plan, în faliment. Falimentul a început acum parțial și va fi ferm stabilit de la anul, în general în toată Grecia. Dar toți acești psihopați care au distrus poporul, care au distrus credința încercând să intervină chiar și în credința oamenilor și au fost acceptați de conducătorii ecleziastici și au urmat, acum să ne pregătim cu toții cei care am crezut în ei și i-am urmat să vedem împreună ce urmează. Nu voi spune ce altceva urmează, deja le vedeți singuri. Copilul meu, acum nu mai există profeții. Deja acum sunt întâmplări, sunt fapte. Azi le zice, mâine se întâmplă. Nu pot să nu întreb, pentru că suntem foarte îngrijorați că pericolul dinspre Anatolia, Turcia, ne va bate la ușă în teritoriul nostru. Dacă vom continua cu nebunia pe care o avem acum, acest lucru e sigur. Problema e alta dacă pericolul din Anatolia va fi micșorat pentru Grecia sau dacă va fi intens, îmbunătățit, intensificat din Occident. Da, nu numai din Occident, ci din ceea ce permite Dumnezeu. Să știi, asta nu se întâmplă nimic, copilul meu, fără îngăduința lui Dumnezeu. Nimic, nimic, nimic. Mie mi-e teamă de îmbunătățire, această îmbunătățire care se datorează pocăinței sau nepocăinței noastre. Acum, copilul meu, este alegerea noastră ce să facem. Vom prefera pocăința și vom fi salvați sau vom prefera nepocăința, devenind astfel spectatori ai propriului martiriu? Rugăciune, rugăciune. Bineînțeles, rugăciune. O simplă rugăciune, cea pe care am mai spus-o. Fie ca de azi toți oamenii să-și facă căminul o bisericuță și să facă în fiecare zi o rugăciune, un paraclis către Domnul nostru și către Maica Domnului, care e mereu alături de noi. Maica Domnului a spus că îi va salva pe binecredincioși. Li s-a poruncit sfinților, îngerilor, să-i sprijine numai pe binecredincioși. Dar cred că Grecia are mulți sfinți, mulți mari sfinți ascunși care încă nu au fost descoperiți din multa lor smerenie. Ștefane, îți poți imagina ce s-ar întâmpla dacă toți grecii în acest moment ne-am ridicat mâinile spre cer și am spune: Doamne al meu de azi, vrem să știi că Tu ești Tatăl nostru și noi suntem copiii Tăi. Te rugăm, ajută-ne și pe noi să devenim copii mai buni, ajută și binecuvântează casele noastre
și salvează țara noastră de tot răul. Ce părere ai, nu ne-ar ajuta? Ne-ar ajuta și e foarte ușor să o facem. Desigur, de nimic altceva nu-i nevoie, copilul meu, să ridicăm mâinile spre cer să ne rugăm. Să o facem și să credem ceea ce spunem, să nu o facem fariseic ipocrit. Nu trebuie doar cuvinte, trebuie un act interior. Copilul meu, știi cât de importante sunt mâinile când se ridică la cer? Într-o zi am fost să vizitez un cuplu tânăr și o mamă care tocmai născuse. Îmi plac foarte mult pruncii, pentru că așa ne cere Dumnezeu să devenim prunci simpli inocenți. Așa că mama a venit să-mi sărute mâna, iar eu i-am luat mâna și i-am sărutat-o. Și îmi spune, părinte, de ce îmi sărutați mâna? Cum să nu sărut acele mâini care, dacă le folosești corect, vei scoate la iveală un sfânt, un înger? Știi ce binecuvântare sunt acele mâini care se ridică la cer și se roagă lui Dumnezeu? Știi ce sunt acele mâini care îmbrățișează un copil și îi transmit afecțiune? Știi ce înseamnă aceste mâini care îți îmbrățișează partenerul și îi dau putere în viață? Știi ce sunt aceste mâini, copila mea, care de fiecare dată când îți faci crucea, vor împrăștia har și binecuvântare în jurul tău? De aceste mâini avem nevoie chiar acum, dragul meu Ștefane. Mâini de mamă, mâini simple, care vor sta înaintea lui Dumnezeu și vor spune: te implor, tată al meu, salvează-ne din acest greu moment. Și el, ca tată, știe ce va face. Nu ești tu mai bun decât Dumnezeu, Ștefane, că atunci când copilul tău își cere ceva, fugi imediat să faci acel lucru pentru el. Nu ești tu mai bun când soția ta spune: Ștefan al meu, închide-mă și pe mine în brațele tale. Și îi vei spune: ce-ți dorești, îngerașul meu iubit? Trebuie să ne schimbăm și comportamentul cu partenerul nostru. De vreme ce azi vorbim despre femei, toți bărbații trebuie să înțeleagă că soțiile noastre sunt îngerii noștri. Fără acest înger al tău, ai putea stărui în viața ta, Ștefane, ai putea fi fericit și vesel? În primul rând, n-aș fi putut avea proprii mei îngerași. Ei bine, Dumnezeu ți-a dat un înger, respectă-l. Să te gândești la acest înger să fie în inima ta. Nu cu un ochi să te uiți la îngerul tău și cu celălalt la altele. Corect, corect. Gândiți-vă la toate acestea, pentru că așa, cu adevărata voastră fidelitate, îi dăruiți dragoste și putere soției voastre de a deveni îngerul căminului vostru. Dragoste. Această dragoste. În acest moment, am mai spus, avem nevoie de rugăciunile copiilor nevinovați pentru a fi salvați, dar și de rugăciunile de mamă ale femeilor care au înduieșat mereu inima lui Iisus, pentru că o mamă l-a ținut, o mamă l-a îmbrățișat, o mamă l-a sărutat. Și el vrea ca toate femeile să-l iubească așa cum a făcut mama, să înțelegi? Imaginează, Ștefane, că la patimile sale unul dintre ucenicii lui l-a trădat, celălalt ucenic al său iubit l-a lepădat. Restul l-au abandonat, singura care a stat ferm lângă el a fost mama lui. Această femeie este puterea de mamă. Așa, să-ți vezi soția ca o putere de mamă, de o putere infinită în casa ta și pentru tine și pentru copiii tăi. De azi să-i dai și o altă valoare, valoarea pe care o are o mamă în fața lui Dumnezeu când își ridică mâinile la cer și spune: iubitul meu Iisus, salvează familia mea și întreaga lume. Știi de ce? Dumnezeu, copilul meu, în spatele soției tale sau în paralel, va vedea în chipul ei pe însăși Maica sa, pe Fecioara Maria. De aceea, toate femeile care și sărbătoriți, deveniți prietenele, surorile Fecioarei Maria, a acestei fetițe minunată care este doar de iubit și de adorat, ați înțeles? Atunci Satana nu va realiza nimic și se va întâmpla ceea ce a spus Măicuța Domnului. Știi ce a spus Măicuța Domnului? Și cu asta terminăm, dragul meu Ștefane. Voi proteja această țară care-l adoră pe fiul meu și pe mine o voi proteja. Și toată lumea va înțelege că această țară mică are o protecție cerească foarte puternică. O voi face glorioasă și măreață. Își va întinde pământurile mai departe decât sunt acum. Acum și le va scurta din viclenia celor mari, de trădarea conducătorilor ei și din dușmănia acestor intruși, dar o voi face din nou mare și îi voi răspândi numele în toată lumea. Voi pune un rege evlavios să o conducă. Voi pune arhierei vrednici, nu pe cei care l-au trădat pe fiul meu. Ei sunt acum nevrednici în ochii fiului meu și dacă nu se pocăiesc, să se gândească în viitor care va fi poziția lor, în rai sau în iad. Acestea să se gândească de pe acum. Dar eu voi pune oameni vrednici și voi pune copii noi care o să-l adore pe fiul meu. Băieți tineri, fete tinere, care precum Caterina, Marina, Irini, Cristinula și toți sfinții, copiii mici, vor vorbi despre Dumnezeu și Dumnezeu va trăi în ei. Și ei vor fi acum cei care vor conduce spiritual biserica mea.
Atunci Evanghelia se va răspândi peste tot și Grecia mică va deveni mare. Numele ei va fi cunoscut și Sfânta Evanghelie va fi răspândită peste tot. Și atunci chiar și această nefericită Romă se va pocăi, va îngenunchea. Mai întâi va fi dezvinată și apoi se va pocăi și va urma și va căuta ortodoxia. Și atunci se vor întâmpla lucruri grozave. Dar acum spune, pocăiți-vă copiii mei, pentru că răul este atât de mare, încât dacă nu-l împiedicați, vă va ajunge acela. Părintele meu, binecuvântarea dumneavoastră, nu am nimic altceva de spus. Mulțumesc foarte mult, ne-ați impresionat. Dumnezeu să vă binecuvânteze, copiii mei, pe toți, pe toți, pe toți. Doamne ajută! Traducere, Mănăstirea Sfântului Apostol Filip, Adam Clisi. Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă sun ca de obicei, pe curând!